Cel mai mare spital privat de oftalmologie a fost inaugurat astăzi în capitală. Unitatea medicală va asigura servicii complete de diagnosticare, chirurgie și tratament la standarde europene. În unitate vor lucra 30 de chirurgi. La inaugurare au participat atât premierul Emil Boc, cât și primarul capitalei Sorin Oprescu. Putem spune că prin inaugurarea acestui spital asistăm astăzi la o reparație istorică, pentru că acest spital va avea și o dimensiune socială, permițându-le astfel celor mai puțin favorizați de soartă să beneficieze de toată gama de servicii medicale oferite de o echipă inimoasă de doctori și profesori experimentați. Mulți medici extrem de performanți români, care ar fi plecat în străinătate să-și găsească un loc de muncă, specialitate oftalmologie, de astăzi înainte vor rămâne o parte dintre ei aici, în București, la una dintre clinicile cele mai performante, așa cum am spus, din Europa, în domeniul oftalmologiei. Este oficial, Lucian Bute va boxa pentru români la Romexpo. Președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja.